văd aici în sală pe dumneavoastră, primarii și forța Partidului Democrat. Deci văd în ochii dumneavoastră că sunteți încrezuți și știți că astăzi mergem în această campanie electorală pentru a câștiga. Deci nu vrem să ne uităm în spate, vrem să mergem înainte. Deci eu, ca și dumneavoastră, nu sunt om a biroului, sunt om a teritoriului. Și vreau să vă spun că noi în teritorii am muncit mult. Vreau aici să ne întoarcem un pic în spate, să facem o retrospectivă. Să vă aduc aminte că anume pe mandatul domnului Filip în funcție de vicepreședinte și anume în mandatele dumneavoastră în funcție de primari, satele noastre au beneficiat de apă, canalizare, drumuri bune, ceea ce a fost ca o ploaie în pustiu pentru satele noastre care erau pline de nămol. Nu în ultimul rând am avut investiții în cultură, casele de cultură reparate, în instituțiile de învățământ, începând cu grădinițele, școlile, gimnaziile și liceele din localitățile noastre. Și uite așa, într-un cuvânt, Moldova a prosperat în acești ani de guvernare a prim-ministrului Pavel Filip și a echipii sale din Partidul Democrat. Toate acestea fiind spuse, eu vreau să vă aduc aminte că noi, sau să vă încurajez, că putem merge în teritoriu și acestea sunt argumentele de bază cu care noi trebuie să mergem la cetățeanul nostru, la sătenii noștri și nu trebuie, cred că, tare să-i convingem, pur și simplu să le aducem aminte cât s-a muncit în această perioadă. Noi am muncit ani de zile și astăzi avem ce arăta. Mergem cu capul sus în această campanie electorală ca după data de 11 să putem spune că noi construim Moldova la noi acasă, construim o altfel de Moldova. La mulți ani și cu Doamne ajută!